aș începe cu o precizare ca să nu mă urească chiar toți părinții și să nu credeți că sunt mai arogan decât sunt în realitate. Nu consider despre mine că sunt cel mai bun tată din lume. Cred și încerc să cel mai bun tată al lui Marc, dar numai cel mai bun tată al lui Marc, într-o am crezut că am crezut că este un moment foarte prost într-un site. Și atunci am, în aroganța mea care este, am zis că cel mai bun tată pentru să nu sună mult mai bine. Bun, o să încerc să o comunică povestire. Acum o săptămână am luat cartea și am plecat cu Nicolae meu în parc, el să zice și eu să citesc. Și pentru că toate părțile erau ocupate, m-am dus pe o bancă unde stătea o singură doamnă de la cât aveam jur de 55-60 de ani. Am întrebat dacă trebuie să mă așez de dânsa, dânsa a spus că da, m-am așezat, am început să citesc, dar s-ar putea ca mulți dintre voi să vă recunoașteți personajul sau să vă recunoașteți în astea de personaje. Doamna era genul care îi plăcea foarte tare să vorbească. Eu nu sunt acest gen. Și atunci tot căuta oportunitatea să intre în discuție cu mine. Eu eram adâncit în lectură și la un dat când am văzut dânsa, nu știu, am încercat să întorc pagina sau am ridicat-o să mă ducă Marc, a scos o carte din la dânsa și a început să-mi povestească. Eu acum citesc Biblia. Am luat-o acum nu știu câți ani, de la Jurnalul Național, de la 12 volume, am ajuns la volumul 3. Subliniez chestii ca să nu mai citesc, că până acum am văzut citesc și tot așa mai departe. Și mă uitam cu ochii măriți și așteptam o pauză de minim 25 de secunde, astfel încât să pot să-mi mai arunc chiar și ochii în carte și să înțeleagă doamna că nu mai vreau să continui acest dialog. Nu am dat amuz această oportunitate când a trebuit să respir, l-am dat să-și iau o pauză, m-am aduncit chiar și în carte. N-a fost foarte fericită doamna că nu mai putea să continui dialogul și văzând că nu are altă șansă, m-a întrebat. Și despre cum se numește cartea dumneavoastră? Și am întrebat și am spus. Iubește și te iubite. Primul semnal de alarm. Am simțit așa cum se retrage un pic. Am mai stat o secundă, două, dar încă dorința de a vorbi era destul de intensă. Și atunci s-a întors iară. Și despre ce este cartea? Și am zis, bă, ce, despre ce să fie? Despre probleme din cuplu și cum putem să le rezolvăm. Da, s-a încheiat discuția. S-a retras doamna la Biblie și nu am mai vrut să discutăm absolut nimic. Lucrul care, sigur, mi s-a părut foarte drăguț și anecdotic la vremea respectivă și m-am gândit să vi-l povestesc, dar apoi m-am gândit, ok, de ce s-a întâmplat chestia asta? Concluzia la care am ajuns este că ne este foarte ușor să discutăm în general despre lucruri care ne se pare simple sau ușoare din viața noastră și foarte greu să discutăm despre lucruri complicate. Și acum, cred că mai degrabă relația fiecare dintre noi cu intimitatea care fie este o chestie destul de simplă. Relațiile, în general, relația, orice relație de cuplu este o chestie complicată și, în particular, cred că relația fiecare dintre noi, relația de cuplu fiecare dintre noi este, dacă nu cea mai complicată, printre cele mai complicate lucruri din viața noastră. Și atunci ne este foarte greu să vorbim despre acest lucru. Acum, în timp ce vorbesc așa în fața dumneavoastră, nici acum nu este foarte clar de ce am fost invitat să vorbesc aici în fața dumneavoastră, că sigur nu sunt un specialist în cuplu, în niciun caz. În cel mai bun caz pot fi considerat un specialist în relația mea de cuplu, dar și aici, tot așa, o spun din aroganța mea, că nu mi se pare că aș fi un specialist. Dar pot să vă povestesc din relația mea de 16 ani cu cea care mi-a fost iubită, mi-a devenit soție și din fericire mi-a rămas și în continuare iubită. Trei lucruri, știți? Deocamdată, dar asta nu mi-a plăcut cum a sunat așa, l-a țipat foarte atent la mine, m-a speriat un pic. Dar e ok. Am înțeles. Bun, pot să vă spun trei lucruri pe care le-am descoperit în acești 16 ani, lucruri care se regăsesc și în cartea Domnite și sunt acolo sunt și foarte frumos explicate. În primul rând, e cu multă muncă. Cine își închipuie că o relație, mai ales de cuplu, funcționează așa, cu simplu se înșală. Este ca și la sport sau la munca pe care o facem, dar la serviciu. Dacă mi se pare că putem deveni cei mai buni sportivi sau experți în domeniul pe care l-am ales fără să muncim, ne înșelăm la mari și la un dat ne lovește foarte rău realitatea și asta se întâmplă și la munca de cuplu. Mie mi se pare că este cu foarte multă muncă și trebuie să o muncă continuă și de zi cu zi. În al doilea rând, eu nu cred că există o rețetă universal valabilă, pentru că din fericire fiecare dintre
votați foarte bine în acest perioad. Ne-am simtat al treilea lucru. Al treilea lucru sună așa. Nu contează ceea ce am descoperit eu, nu contează ce de câte ori ducesc cu cineva, ci contează de câte ori alegi să te împaci cu acel cineva, cu faptul nu s-a votat în urmă. Pentru că de certat ne certăm cu toții la un moment dat, dar cred că putem alege să ne împărtăm sau să nu ne împărtăm. Și cred că ar fi bine ca această alegere să fie de cele mai multe ori o alegere conștientă. Atunci când ne-am certat, mai ales când este o ceartă mai importantă, să ne gândim, ok, acum pot să aleg să mă împac sau să nu mă împac și dacă aleg să mă împac sau să nu mă împac, de ce fac chestia asta? Să punem în balanță plusurile și minusurile și să facem o alegere conștientă dacă vrem sau nu să ne împărtăm. Bun. Așa trece și timpul cărții și am citit aproape toată cartea și atunci o să vă citesc un scurt paragraf care din punctul meu de vedere explică cel mai bine ce înseamnă relații de cuplu. Nu există suflete pereche sau parteneri perfecți. Există doar voi, cu maturitatea și puterea voastră de a iubi și de a avea o relație frumoasă. O relație care înseamnă pasiune, dar și efort, greutăți, crize serioase, certuri, probleme pe care, dacă parteneriatul e solid, le veți depăși împreună. Mulțumesc frumos, Domnica, pentru că ai scris această carte care mie mi se pare că mi este extrem necesară tuturor. Și, așa cum spuneam și înainte, mulțumesc frumos pentru că ai scris o carte în care ai ales să nu judeci, pentru că ai scris extrem de multe lucruri grele și complicate. Și citind o parte dintre ele, în timp ce le citam, îmi dădeam seama că multe lucruri neplăcute le-am făcut și eu. Și atunci au urmat un sentiment și-a luat suprafață și începeam să mă enervez și să-mi dau seama că n-am făcut bine. Și mă pregăteam ca să citesc că n-am făcut bine și că cum ar trebui să repar.